Salut copii! Bine ați venit la o nouă poveste! De data aceasta am ales pentru voi o poveste despre prietenie. Sunt sigură că voi iubiți foarte mult pe prietenii voștri și abia așteptați să-i vedeți la grădini sau în parc. La fel simt și eu, mie sunt foarte dragi prietenii mei și abia aștept să mă întâlnesc cu ei, să povestim și să ne simțim bine împreună. Ei bine, dragii mei, povestea mea de astăzi se numește Poveste cu prieteni, exact așa, și a fost scrisă de Vlad Stroescu. A fost odată un pisoi. Era un pisoi de casă, extrem de alb și de pufos. Parcă făcuță-l tot rostogolești pe covor ca pe o mingiucă. Tocmai de aia, stăpâna lui îl botezase Fluffy. Ca mai toate pisicile, Fluffy dormea sau era treaz când avea el chef. Și ziua și noaptea. Așa că ziua se juca și era drăgălaș, iar noaptea, când toți oamenii dormeau, pisoiul nostru se plimba tacticos prin casă, gândindu-se de zor sau privea pe fereastră stelele, celelalte case și rarele vietăți nocturne. Într-o noapte, cum stătea el pe pervaz privindu-și propriile gânduri, cum străluceau pe cer, urechile i se ciuliră deodată. Fusese doar înfâșiit de o clipă undeva în casă. Nimeni în afară de o pisică n-ar fi putut să-l audă. Fluffy se duse îndată spre locul de unde venise zgomotul, lipăind el însuși în tăcere deplină. Și ce să vezi? Acolo, aproape de cămară, un șoricel mic căra în spate o bucată de măr. Ia uite șoricelul, al meu pare mare, dar cel din poveste era micuț. Păi, tu cine mai ești? Întrebă Fluffy torcând prietenos. Șoricelul îngheță de spaimă. Din toate poveștile pe care le auzise când era mic, din toate coșmarurile pe care le visase, pisica era cea mai înspăimântătoare poveste și cel mai cumplit coșmar. Nu mă mânca, nene, te rog! Am 7 copii acasă! Cum să te mănânc? Bleah! Eu mănânc doar ce-mi dă stăpâna mea, bobițe cu somon în aspic și uneori câte o farfurie de lapte. Dar șoricelul începu să tremure, iar Fluffy își dădu seama că era chiar foarte speriat, așa că îi spuse: nu te speria, micuțule! Nici prin cap nu-mi trece să te mănânc. Ba din contră, aș vrea chiar să fim prieteni, doar că nu știu ce ești și cum te cheamă. Și oare ce îi spune șoricelul? Îi spune adevărul sau nu? Șoricelul, prinzând curaj, chițăi pițigăiat. Păi, eu sunt șoricel și mă cheamă Chițăilă. Bună, Chițăilă, eu sunt Fluffy, un pisoi. Și ce faci tu aici? Am venit să-mi iau de mâncare, știi, am 7 copii acasă. Oh, ce mi-ar plăcea să-i cunosc și pe ei! Aoleo, familia mea s-ar speria foarte tare dacă aș aduce o pisică acasă. Da, de ce? Să știi că sunt foarte drăgălaș. Mie nu mi se pare, mie îmi pari mare și înfricoșător. Chiar și acum că stăm de vorbă, nu mă pot opri din tremurat. Și nu sunt cu totul convins că acum nu te joci cu mine înainte să mă mănânci. Pisicile fac adesea așa, se joacă cu mâncarea. Fluffy fu peste măsură de mirat de cele spuse de Chițăilă, dar pentru că era un pisoi foarte bine crescut, îi promise încă o dată solemn șoricelului că nici acum, nici altă dată nu-i va face absolut niciun rău, nici lui, nici familiei sale. Stăpâna are aproape 7 ani și știu sigur că nu m-a luat pe mine să o apăr de șoricei. Așa spuse Fluffy. Stăpâna mea nu m-a luat să o apăr de șoricei. Păi și de ce te-a luat? Ca să fim prieteni. Ia uite, ai mai zis cuvântul ăsta, prieten, dar eu nu știu ce înseamnă. Serios, aveam impresia că știi mult mai multe decât mine, că doar vii din afara casei. Prieten e așa cineva care ți este drag.
prietenul îți este drag și tu ești lui drag și te joci cu el și e foarte distractiv și când e necăjit, îl liniștești. De data asta, chițăilă fu cel peste măsură de mirat. Păi, la mine în pădure, să știți că acolo unde locuiesc eu, nu există prieteni din ăștia. O, păcat, prietenii sunt foarte folositori. Păi, la ce folosesc ei? Păi uite, de exemplu, eu acum o să-ți dăruiesc niște cașcaval. Așa fac prietenii. Foarte mulțumesc! Așa ceva! O pisică să ajute un șoricel! Cine a mai pomenit? Dar recunosc că e tare bine! Deci, suntem prieteni? Suntem! Zis și făcut, Fluffy aduse de sub canapea bucata de cașcaval. Da, cum o să duc eu Dita mai cașcavalul acasă? Ți-l duc eu! Ți-l duc până acasă! E clar că Fluffy nu era o pisică oarecare. Uite, stătuse de vorbă cu el și acum și chițăilă se simțea mai puțin temător. Știi ceva? Haide, te invit la mine la masă! Ura! Sper că știi pe unde să ieșim, că ușa e încuiată la ora asta! Fii pe pace, vino după mine! Și chițăilă îl conduse pe pisoi printr-o găurică mică din fundul cămării direct afară în noaptea înstelată. Apoi țâșniră amândoi pe străzile goale și după o alergare foarte plăcută ajunseră la marginea orașului unde începea pădurea. Tii, ce mai minunăție, zise Fluffy! Niciodată n-am mai alergat atâta, nici nu am ajuns atât de departe de casă. Mi-e un pic frică. Haide, mai avem doar un pic de mers, zise chițăilă. Acum să te ții după mine. Puș, puș, să nu ne audă pufnița sau vulpea. Prea târziu însă, din înaltul unui copac se lăsă să cadă alene o vulpe. O vulpe? Ați auzit ce-am zis? O bufniță bătrână! Ce noroc pe mine! Buhăia alene, holbând niște ochi mari și rotunți. Chiar mi-era poftă de o gustare! Șoricelule, hai poftește-n burta mea! Chițăilă se pregăti să meargă, să fugă în direcția opusă, dar în clipa aia ceva ciudat se întâmplă cu Fluffy. Ce credeți? I se zburli toată blana, mai ales cea de pe coadă și și-arăta colții ascuțiți. Ce-ar fi să-mi lași prietenul în pace? Bufnița ridică uimită privirea și ce văzu uimit și mai tare. Habar n-am ce animal e ăsta, se gândia. Mai bine să mă car de aici. Și-și luă zborul speriată. Tii, ai gonit bufnița! Normal, voia să te mănânce. Păi și ce-ți pasă ție? Ah, stai așa, am înțeles. Asta tot prietenie e. Exact, prietenii se ajută la nevoie. Ajunse la casă la chițăilă. Casa lui era o vizuină bine ascunsă sub rădăcinile unui stejar foarte mare. Chițăilă îi prezentă familia, soția și cei 7 copilași pe care Fluffy o îndrăgi foarte mult. Urmă un ospăț ca la curțile împărătești. Petrecură toată noaptea în cinstea noii prietenii. Veniră zorile și Fluffy își luă rămas bun de la familia lui chițăilă. În curând se trezește stăpâna mea și o să se îngrijoreze dacă nu știe pe unde sunt. Trebuie să plec. Fluffy promise că va mai veni des de acum încolo pe la casa șoriceilor și o porni spre oraș. Și mergând el așa relaxat, deodată auzi niște șoapte răutăcioase. Se opri și se piti după un copac și ascultă și privi cu atenție. Ce să vezi? 3 vulpi roșcate și viclene țineau sfat într-o poiană și povesteau așa. He, am auzit în sfârșit unde se ascunde șoricelul ăla gras de chițăilă și toți ai lui. În sfârșit ne vom ospăta din plin.
Fluffy rămase cu gura căscată. Nu era timp de pierdut. Alergă repede, repede până la căsuța lui Grivei. Mai Grivei, trezește-te! Am nevoie de dumneata! Mieună Fluffy. Apoi Grivei repede apăru, se trezi din căsuța lui noaptea și zise așa: băi, dar de ce mă trezești la ora asta? Păi, uite ce s-a întâmplat! E vorba de Chițăila, prietenul meu și toată familia lui, trebuie să-i ajutăm! Păi de ce să-i ajut eu pe ei, că nu sunt prietenii mei, sunt prietenii tăi! Da, dar așa e frumos, te rog, ajută-l, te rog! Nu pot să îi las așa, pentru că s-ar putea să moară! Grivei era mirat. Păi toate astea pentru un șoricel? De asta a alergat atâta? De asta m-ai trezit când mi-era somnul mai dulce și m-ai zgâria pe bot? E prietenul meu! Grivei deveni imediat serios. Stai așa, prietenului meu e și prietenul meu. Și cine vrea să-l halească e așadar dușmanul meu. Hai, arată-mi pe unde să o luăm. Ajunseră în pădure, unde vulpile înconjurară casa șoricelului. Grivei, ce credeți că a făcut? A alungat toate vulpile. Plecați de aici! Plecați! Lăsați șoricelul în pace! Și au plecat vulpile, pentru că el a lătrat furios. Familia Chițăila mulțumi de ajutor. Și așa Grivei deveni și el prietenul lui Chițăila, căci așa e prietenia, se răspundește în pădure, din animăluț în animăluț și pe tot pământul, ca primăvara. Și așa se termină povestea. Ia uite ce prieteni frumoși avem! Avem pe Fluffy, avem pe Grivei și l-avem pe Chițăilă. Oare care dintre cele trei personaje v-a plăcut vouă cel mai mult? Cred că fiecare dintre ele este special în felul lui, nu-i așa? Hai să vedem, oare ce învățăm noi din această poveste? Ce înseamnă prietenia? Ce face un prieten? Ai învățat ceva nou sau știai totul dinainte? Uite, vrei să recapitulăm un pic? Cred că ar trebui să facem asta. De exemplu, un prieten ce face de fiecare dată? Are grijă de tine, nu-i așa? Pentru că îi ești drag, te iubește și este foarte folositor un prieten. De ce? Pentru că poate să ne ofere lucruri sau servicii pe care noi nu le puteam avea înainte. De exemplu, uite cum Fluffy a oferit niște cașcaval lui Chițăilă. Poate, de exemplu, prietenul tău poate să te învețe pe tine să cânți sau poate să te învețe să construiești un castel sau poate o să-ți dea un cadou dacă ești prieten bun, mai ales de ziua ta, nu-i așa? Da, prietenii sunt foarte folositori. Hai să vedem, ce mai fac prietenii? Ziceam că se ajută la nevoie, mai ales, așa-i? Dacă tu ești într-o problemă, ai o problemă, nu știi să faci ceva, prietenul tău te ajută. De exemplu, dacă nu știi să faci fișa la grădii, prietenul tău vine și îți explică ce trebuie să faci. Și apoi e important să știi că prietenul prietenului tău ar putea fi și prietenul tău. Așa că e bine să nu te superi când prietenul tău se joacă și cu altcineva, ci să-ți faci tu și prieteni noi. Nu-i așa? Da, prietenia se răspundește și e foarte important să fim cu toții prietenoși, pentru că astfel vom fi cât mai fericiți. Mulțumesc frumos de atenție, sper că ați învățat ceva nou și folositor astăzi și ne vedem și săptămâna viitoare. Pa, copii!